fel de cuvinte, bine ați venit în Bahamas. Minute. De arde într-un hal soarele. Ajungem în Bahamas, ai parte de un șoc. Așa arată dolarul bahamian. Uite așa ne continuăm drumul. Salutare tuturor. Călătorul e așa de bine cu drumul, așa că astăzi schimbăm destinația. Suntem în aeroportul din Fort Lauderdale. Și după un zbor de o oră și un pic vom ajunge în Bahamas. Bahamas, asta era marea surpriză. Ne-am dorit de foarte mult timp și acum, pentru că suntem aici, este mult mai ușor. Așa că părăsim continentul, mergem, ne facem check-in-ul și mergem la poartă să ne îmbarcăm. Hai, deci zburăm cu JetBlue. Ăștia sunt. Hai să mergem să vedem care e atmosfera în aeroport. Am intrat în aeroport, un aeroport drăguț, cochet, foarte aglomerat. Sunt foarte multe zboruri de aici către insulele caraibiene, așa că lumea așteaptă pe aici să-și facă check-in-ul. Apropo, check-in-ul, uite, ți-l face aici la un roboțel. Apeși aici, selectezi limba. Îți scanezi pașaportul aici, noi am făcut asta deja. Avem bilete de îmbarcare, mergem la poarta 9G. Hai! Gata, am trecut foarte ușor de controle. Nici măcar rucsac, nu ți-l desface, știi, dacă ai laptop, să-l pui în tavă sau nu, ceva electronice. Te scanează printr-un scanner din ăla. Foarte rapid, cred că 2-3 minute a durat. Hai să mergem la poartă. Ne îndreptăm către poarta G. Mai avem o veste bună, tocmai ne-am uitat pe vreme. Și nici măcar un nor pe cer. Asta timp de 10 zile. Foarte bine. Și chiar admiram ce frumos sunt pereții decorați cu tot felul de poze, tablouri realizate. Da, deci vreme superbă, ne așteaptă în Bahamas. Iuhu! Gata, ne pregătim de aterizare. Și avem o hartă frumoasă. Deci direcția Nassau. Am aterizat în Nassau, Bahamas și ești întâmpinat, uite așa, foarte tare. Multă veselie. Da. Foarte interesant. Foarte cuvinte, bine ați venit în Bahamas. Foarte tare, iar aici ne arată un om la dreapta. Foarte interesant, cred că e primul aeroport care nu se întâmplă așa ceva. Să fie întâmpinat cu o altă veselie. Oricum, și în avion oamenii au fost foarte ok, nu s-a împins nimeni, nu s-a grăbit nimeni, toată lumea așteaptă să se iasă din avion în rând, ceea ce e super ok. Iar aeroportul arată foarte bine îngrijit și foarte luxos, da? O să urcăm pe scara rulantă și să vedem cum trecem de controle aici. Gata, am trecut și de... Simplu formalitate, îți pune o ștampilăuță frumos aici. Simplu, hai să vedem. Am luat și o mapă, e gratuită, așa că hai să vedem cum ajungem la cazare. Da, avem ceva de mers. 16 km de la aeroport. Încercăm varianta low cost, să vedem dacă găsim transport local. Da. Gata, suntem conectați și la internet, ne-am luat o cartelă. Hai că am început bine ziua, 38 de dolari. Da? Am zis noi că pe buget. Am zis noi că pe buget, dar de fapt am dat din prima. Bahamas nu e pe buget. Deci 38 de dolari, 6 giga. Da. Da. Cum să găsim o variantă să scăpăm din aeroport? Am ieșit din aeroport pe jos și așa că am găsit varianta ieftină, nu? Autobuzul local. Autobuzul local, bineînțeles că nu mai e nimeni, suntem numai noi. Și am dat numai 10 dolari, da? Am fi plătit vreo 60-70 de dolari din aeroport până la cazare. Așa că și primul impact cu Bahamasul, ăsta este. Gata, ne-am dat jos din autobuz, așa arată autobuzele locale. De multe ori îngrămădite. Da. Dar cum ce se pare de ele prima dată? Foarte ok. Foarte ok? La primul impact este că insula nu te dă pe spate, pare ușor dezordonată, ușor neîngrijită. Pare mai mult locul în care trăiesc ei decât o zonă de vizitat, parcă e în construcții tot. Da. Sunt de un loc în loc, uite și în față, de exemplu, e șantier. Dar mergem până atunci să mâncăm. La ora 3 noi facem check-in. Am vorbit deja cu domnul William. Dar a spus că mai devreme de 3 nu se poate. Nu se poate, așa că mergem pe aici, în downtown, în centrul Nassau,
Să vedem ce găsim să mâncăm. Iar de foame. Între timp ne-a mai schimbat puțin părerea, pentru că autobusul ne-a lăsat pe o stradă lăturarnică, foarte aproape de port, și acolo se construiește foarte mult și îți dă impresia așa de dezordine. Aici suntem în downtown, foarte animat, foarte multă lume. Noi avem check-in-ul la ora 3, pentru că am vorbit cu domnul William și mai devreme nu se poate. Este 2:10. Așa că o să căutăm să mâncăm ceva pe aici. Mergem la cazare. Hai să vedem ce se mai întâmplă prin Nassau, Bahamas. Foarte mulți turiști americani și spanioli am văzut. Uite și doi români. Uite apa cum arată. Deci culoarea te face să te arunci chiar dacă nu știi să noți. Iar în față avem un mare vas de croazieră. O să venim să mai explorăm mai bine portul. Dar mi-e foame de nu mai pot, așa că hai să găsim o terasă pe aici. Și gata, ne-am hotărât. Mergem să mâncăm în zona Fish Fry. E o zonă renumită aici, unde mănâncă localnicii și foarte mulți turiști. Așa că o să mergem acolo să vedem. Dar vreau să vă arăt resortul Margaritaville, care este unul din cele mai frumoase de aici, din Nassau. Și cel mai mare. Știu doar că e în jur de 300 și ceva de dolari pe noapte. Foarte frumos arată. Mergem pe jos. Mergem de vreo 20 de minute. De arde într-un hal soarele. Deci e cumplit de cald. O să vă obișnuiți cu altă culoare a feței mele, adică mult mai neagră decât sunt. Adică el e negru în general. De două zile sunt frumos, așa mă fac. Am ajuns în zona Fish Fry. Și hai să mâncăm ceva, că nu mai pot. Ideea este că nu prea ai cum să ajungi altfel aici. Am tot așteptat noi autobuzul, dar nu știam din ce direcție vine. Și dacă nu am avea gențile astea în spate, agățate de noi, cred că ar fi mult mai comod și mai plăcut. Dar așa suntem nebăuți, nemâncați, încălziți, transpirați. Dar nu contează, ne place. Așa că mâncăm și mergem să lăsăm bagajele astea ca să explorăm mai liber. Așa arată terasele de aici, din Fish Fry. Și o să ne oprim la una. Unde e mai multă umbră. Unde e mai multă umbră și mai multă lume, nu? Și berea mai rece. Ia uite ce bere are omul în mână. Hei, și uite că am găsit. Dragilor, e cea mai bună bere pe care am băut-o în viața mea. Rece, zace, prăbună. După o zi întreagă de mers prin soare. Soare crun. Crun de frumos. Hai, poftă mare. Și uite așa ne continuăm drumul către cazare, tot pe jos, tot cu rucsacul în spate. Pe Gabi l-a pârlit soarele, așa că i-am împrumutat șapca mea să-i țină cozorocul pe ceafă. Dar aici la spate. Acolo iar spațiu. Așa că pune șapca. Și nu-i nimic, ia uitați ce am aici. Apa e de un turcoaz, zici că ești în Maldive, deci e wow. Abia aștept să lăsăm bagajele și să explorăm zona La Paz cât mai amănunțit. Pentru că ne așteaptă 10 zile minunate! Cred că azi Gabi o să moară de foame, pentru că am fost nevoit să amânăm masa și iată ne ajungi la cazare. Domnul William se grăbea, așa că ne-a rugat să venim mai devreme să preluăm camera și tada! Am murit de foame, de oboseală, de căldură. Impecabil, deci după soarele ăsta chiar aveam nevoie de așa un aer condiționat. Foarte mult, răcește bine. Camera e foarte ok. Suntem super încântați de ea. Pat gigantic, gigantic. Da, deci. De 1,80 lățime. Cred că are 2 la cum arată. Condiționat funcționează perfect. E curățică. E mică, dar e ok. Avem și o zonă de bucătărie, da? Prăjitor de pâine, cuptor cu microunde, frigider, ceva, tigăi, farfurii. Am mai găsit eu pe aici. Foarte avantajos este că avem plita asta cu inducție și ne putem găti una alta. Televizor cu Netflix, nu o să-l folosim, dar ne-a spus că avem safe acolo. Aici avem mașină de spălat rufe și uscător, ceea ce este super bine, pentru că dincolo nu am avut și ar trebui să spăl rufe la mână. Da, noi avem bagaj avem mic. Unde să ne spălăm rufele. Aici avem baia, dotată cu ce trebuie. E super ok.
cabina de duș, miroase bine, miroase curat. Nu, e ok. E ok. Eu sunt mulțumită. Și, avem pe un! Uite și zona de... Da, nu, de e super ok. Arată bine. Încă ceva, internetul funcționează perfect. Download aveam vreo 40, upload 17-18, deci e super ok. Ne putem încărca foarte bine vlogurile. Și încă ceva, avem piscină! Da, avem piscină, iar în fiecare seară după ora 7 sau între ora 7 și ora 9 se dau în jurul piscinii petreceri și băuturi gratuite. Deci, așa că party! Da, mergem să mâncăm. Chiar nu știu câta oară când am zis, da? Cred, vlogul ăsta cred că o să-l numim mergem să mâncăm. Hai! Am ieșit să explorăm zona din jurul hotelului. Pentru că ne aflăm la 700 de metri de plajă, am venit țintiți pe plajă să mai prindem un pic din apusul ăsta frumos. Da, pentru că iar avem parte de un apus senzațional. Uite, în față avem două vase de croaziere care stau să plece de pe insulă. În față avem și hotelul Atlantis pe care o să mergem să-l vizităm. Apropo, cazarea noastră costă 80 de dolari pe noapte, nu știu, e mult, e puțin, dar... Pentru noi e mult. Oricum, când ajungi în Bahamas, ai parte de un șoc al prețurilor, pentru că mâncarea este foarte scumpă, berea este foarte scumpă. Ce am reușit noi să scanăm, așa, din ce am văzut în primii pași pe care i-am făcut pe insulă, o bere 5 dolari minim, iar o porție de mâncare de ajunge 25-30 și poate ajunge chiar la 50-60 de dolari. Da, e mult pentru noi românii în general. Bahamasul este o destinație scumpă, dar sperăm să ne surprindă cu frumusețile ei și atunci să merite. Mamă, cât de fin nisipul. Între timp noi o să căutăm un magazin mixt în care să ne facem cumpărăturile și să ne gătim acasă. Tocmai am surprins când pleacă vasul de croazieră din port. După cum știți, Nassau-ul, capitala Bahamasului, găzduiește foarte multe vase de croazieră aici. A cât de mare și de frumos luminat este. Avantajul unei croaziere, uite, ăsta este. Vii, vizitezi un port, un orășel, seara te retragi pe vas, mănânci, dormi și te trezești dimineață în alt port. Foarte tare. Ne-a prins seara. Ca de obicei. Și de data asta ne plimbăm printr-o zonă mai luxoasă de aici, de pe insulă. Și simțim, ne bucurăm așa de aerul ăsta exotic și cald, pentru că e diferit decât cel din Miami. Este mult mai cald ca în Miami, clar, dar atmosfera în jur seamănă ușor cu, nu știu, un oraș din Africa. Poate pentru că majoritatea cetățenilor sunt de culoare, sau poate pentru că mirosul din aer e asemănător. Am putea spune că nici curățenia, ori pentru că am avut noi impactul ăla de Florida, nici curățenia pe străzi nu strălucește, dar e bine pentru o primă impresie, e perfect. Între timp pleacă și al doilea vas de croazieră, ăsta este de la Carnival Liberty, foarte frumos și ăsta, parcă celălalt era un pic mai luminat, dar e destul de interesant și ăsta. Uite, Margaritaville Beach Resort, hotelul care îmi place mie cel mai mult. Delia! Hai. Am pierdut trenul cu masa. Aici în Nassau, când se lasă seara, adică la ora 7, se închide totul. Ei se bazează doar șobolanii pe stradă. Se bazează mult pe vasele de croazieră, așa că am ajuns la Mac. Frumos. Ne luăm două meniuri, două Big Mac-uri, e 8 dolari meniuri, da, meniu întreg cu cartofi prăjiți, cu Coca-Cola. În condițiile în care la terasă ne-ar fi ajuns undeva la 38 de dolari, doar cartofi prăjiți cu hamburger. Preferăm să mâncăm la Mac în seara asta, mâine gătim, promit că gătim. Gătim și mâncăm în zona la fish fry. Din păcate la Mac nu primește plata cu cardul, așa că o să plătim cash. 17 dolari, două meniuri. Hai că e trebuie bine. Am ieșit la mai puțin de jumătate din prețul terasei. La mai puțin de jumătate din prețul unui singur meniu la prețul terasei. Nesănătos, știm, dar sănătos pentru buzunar azi. Sincer, aici înseamnă nesănătos aici pe insulă, că totul se bazează de parte. Și am tot căutat azi un magazin alimentar, ceva. Uite, așa arată
dolarul bahamian. Am dat dolari americani, dar eu sunt dolari. Au aceeași valoare. A durat fix o oră până să ne vină mâncarea. Așa arată Big Mac-ul, care este Small Mac. Chiar și sucul e în miniatură aici. Cartofiorii sunt porția obișnuită. Dar suntem în Nassau doar. Ideea e că e total diferit de toate McDonald's pe care le-am întâlnit noi peste tot în lume, pentru că nu au ordine, sunt haotici, înceți, da. Nu vin bonurile în ordinea în care sunt încasate, e un pic dezarv aici și se pare că și ei între ei se înțeapă, pentru că am văzut două doamne foarte nervoase în timp ce așteptam. Pe unul a certat că nu poartă mască, pe altul că nu vine mai repede mâncarea. Deci, și nu era turistă, era localnică, clar. Deci nota o să o dau la urmă pentru Bahamas, dar... Prima impresie e... Da, sunt corigenți, corigenți. Poftă bună! Ta-da! Am intrat în sfârșit pe strada care duce la cazarea noastră. Strada pustie și întunecată care duce la cazarea noastră. Nici măcar câinii vagabonzi, care am văzut foarte prezenți ziua pe aici, pe străzile din Nassau, nu mai sunt. Roagă-te să nu fie șobolani, că pe ăștia i-am văzut la tot pasul. E plin, apropo. E plin de șobolani, da. Am avut o zi plină, cred că am mers 15 km astăzi. Pe puțin, pe plus jos. Zborul de o oră, ce-i drept. Dar a fost totuși un zbor. Da. Okay, o zi plină, o zi solicitantă. Abia așteptăm să facem un duș, să ne punem la editat vlogul. Și până data viitoare. Vă spunem la revedere. La revedere de aici, de pe străzile din Nassau. Străzile pustie din Nassau. Iar aventura continuă în Bahamas. Da.